Asta e vlog numărul 10. Am venit până la Mega să luăm rapid niște chestii. Coborâm jos, că avem o cafenea aici și o să iau cafea. E ceva rar pentru mine, dau ăștia o cafea cu creme brulee super bună. Am mâncat, nu v-am mai arătat că era omleta clasică și astăzi a venit tanti Mariana să facă curat și mergem să stăm pe la Dana pe acasă și să ne relaxăm azi. Ia vedeți ce am găsit la Mega. O să fac niște ouă Benedict zilele astea. Și am ajuns la Dana. Am ieșit afară la plimbarea clasică. Am fost până la bancă să achit avansul 2 de la noul meu penthouse, care o să fie gata la anul, iar acum mergem la sală. O să fac un video integral despre penthouse-ul meu nou și toată povestea cu el. Gata sala și azi, fraților, am făcut spate biceps și acum mă îndrept spre casa Danei, unde o să fiu singur, nimeni nu e acasă acum că Dana s-a dus în oraș cu o prietenă de ei. Iar eu trebuie să intru într-o conferință pe Zoom făcută de Spotify pentru Spotify for Artists, cu tot felul de tipsuri și nebunii, ne învață cum să ne urcăm mai bine piesele, cum să piciuim piesele și așa mai departe. 180 full markets. And since the foundation of Spotify, we have paid full... Am terminat, oameni buni, cu webinarul Spotify. Dana doarme la o prietenă de-a ei, eu sunt singur astăzi și voi intra în album mode rău de tot, toată noaptea muncesc. Astăzi lucrăm la o melodie din albumul meu Înger, se numește O zi, la care am un refren super șmecher, la care am făcut beat-ul eu și trebuie pur și simplu să fac astăzi seară versul 1 și versul 2 și să încep mixul ca să împachetez cât de cât piesa, iar după va trebui să intru să fac mix la altă piesă care se numește Trădare, care e tot de pe partea cu Îngerul, pentru că majoritatea pieselor de pe Demon sunt deja gata. Mă uit acum în tracklist și văd că una dintre ele trebuie restructurată și intro trebuie terminat. Și cam ăla e albumul Demon, iar pe partea de Înger e piesa asta pe care azi o să fac versul 1 și versul 2 și avem refrenul deja și e super șmecher. Și demixat piesa Trădare și mâine dimineață trebuie să retrag o piesă care se numește Cheia. Și mai trebuie să fac încă o piesă. După o să intru în mix masterul ca lumea, făcut final, pe care o să le fac masterul la toate piesele la același nivel și o să leg piesele între ele cu tranziții, cu nebunii și o să mai dureze și acolo. Acum am terminat, oameni buni, și m-am pus direct, m-am băgat în duș și m-am pus în pat, n-am mai filmat nimic, că eram căpiat de creier cât am stat cu ochii în ele. Am făcut piesa aia, am mixat-o și după ulterior am mixat și cealaltă piesă și m-a obosit rău de tot și acum mă pun direct să mă culc. Deci vă pup, vă iubesc, ne vedem mâine cu Aste Vlog numărul 11 și dacă v-a plăcut, like, comment și follow, mai ales follow că mă ajută și e gratis. Vă pup și vă iubesc!